Deși pe Valea Prahovei nu a mai nins de la sfârșitul lunii noiembrie, iubitorii sporturilor de iarnă au totuși la dispoziție două pârtii de schi în stare foarte bună. La Azuga, atât începătorii cât și avansații s-au bucurat în weekend de singurul loc în care s-a schiat în cele mai bune condiții. Administratorii pârtilor Cazacu își văd acum răsplătită munca depusă la începutul sezonului hibernal, atunci când, profitând de temperaturile scăzute, au pornit tunurile de zăpadă artificială și au reușit să realizeze un strat de aproape 50 de centimetri. În acest moment, perimetrul destinat începătorilor și aproape 500 de metri din pârtia mare sunt singurele locuri de pe Valea Prahovei unde se schiază foarte bine, iar turiștii veniți din toate colțurile țării se declară fericiți că pot practica sporturile de iarnă într-o atmosferă de primăvară. Pârtia este perfectă, și pârtia mică și pârtia mare, așteptând turiștii să vină număr cât mai mare, se schiază doar la Azuga și încercăm să păstrăm zăpada până o să vină de sus. Pârtia este foarte bună, având în vedere că nimic din zonă nu funcționează în momentul de față. Acum e un pic mai topită, a fost cald afară, dar dimineața este super. E chiar întreținută, merită tot zăpada. Foarte bună! Felicitări pentru domnul administrator care a reușit în țară să facă așa ceva. Singurul loc unde putem schia foarte bine, în condiții foarte bune, chiar dacă condițiile meteo nu ne permite acest lucru. La Azuga s-a organizat și prima tabără de schi din acest sezon. Un grup de preșcolari din județul Constanța a descoperit tainele celui mai iubit sport de iarnă. Ce faci tu aici? De ce vin la Azuga? Să învăț să schiez mai bine. Și ai învățat? Da. Cum a fost pe schiuri? Foarte, foarte frumos. Ai și căzut? Da. Aglomerația pe pârtile din Azuga nu a fost mare, dar administratorii domeniului îi așteaptă în continuare pe turiști și asigură că aici au cele mai bune condiții pentru schi. După toată Valea Prahovei, sunt singurele cele două piste pe care se pot schia cu schiuri de 1000 de euro perechea. Stratul de zăpadă măsoară în acest moment peste 20 de centimetri, iar cele două pârtii sunt dotate cu teleschiuri în stare de funcționare. Administratorii domeniilor schiabile, dar și turiștii, speră că în cel mai scurt timp prognoza meteorologilor să se adeverească și să ningă în cursul acestei săptămâni, iar grosimea stratului de zăpadă să crească până în weekendul următor.